În pandemie, Pauli Pate și-a exersat la perfecție rolul de tată, un alt actor din nou aici la noi la emisiune. Ce alte roluri mai pregătește, ne spune chiar el, Pauli Pate. Dacă nu s-a speriat, el m-a speriat pe mine cu muzica. Ți-a sărit inima din piept. Da, da, acum mi-ați dat acolo în spate de magie. Erai lângă boxă. Da. Salut, a pornit salut. Muzica. Da. Să trăiți, domnul să Pauli, bine ați venit. Bine. Ce face domnul Pauli? Ia ca bine. Ia ca bine. Am văzut tatuajul, că am văzut a venit Jojo săptămâna trecută, ne-a arătat tatuajul ăla superb. I-am zis voi. Să nu și-l facă pe ăla. De ce, mă, că e foarte fain. Glumesc, dar și mie îmi place. Ți-ai făcut și tu la fel? Nu. Că te-am văzut și pe tine la ea pe Instagram, tot da, da, la fel. La prietenul vostru tatuator. La Costi ne-am făcut, da. Nu, eu mi-am făcut aici, asta este pe o frecvență. Primul hohot de râs al Zorei. Nu cred. Prima oară când a râs. Și o să fie și aplicații din aia care citește Soundwave. Da. Și uite, să spun exact cum se aude. Deci doar ai tatuajul și poți să pui aplicația și să-ți reamintești. Da, ăsta e primul ei râs. E primul hohot de râs al ei și sună așa. Așa, asta e prima oară când asta, a râs. Asta e tatuajul. Asta este frecvența, da. E... Foarte și este o tipă, m-am inspirat de la o tipă care era foarte atașată de bunica ei, avea o relație foarte specială și ziua în care a murit bunica ei a lăsat un mesaj audio, n-a putut să-i răspundă la telefon și și-a tatuat acel mesaj audio și de fiecare dată când îi se face dor, pune aplicația și îi aude vocea. Da, tu ai testat frumos. Că a făcut fix... N-am testat, încă mi-e frică să nu, dacă mi-e altceva. Exact. Oameni buni, așa arată un bărbat de 36 de ani. Nu mai, gata, l-am băgat în cușcă pe Paianjă. Așa arată un bărbat de 36 de ani, pentru că tocmai a fost ziua lui. Da, acum a fost pe 17. La mulți ani. Mulțumesc, la fel. Ce cadouri ai primit de la familie, de la Jojo? Am primit ceasul ăsta. Scump. Da, așa, las că l-am găsit la reducere, stai liniștit. Și am făcut cu Melania Medeleanu, am făcut o chestie, cei care au vrut să doneze, am zis să nu facă niciun cadou și am pus pe pagină la mine și pe profil pentru niște copii să se strângă niște fonduri, niște copii din Ferentari, unde eu încerc și un fost coleg de-al meu de la Teatrul Ionuț Oprea și se ocupă de ei. Uh-huh. Și frumos. Fac tot felul de chestii decât să stea pe străzi, decât un dosar pe rol, mai bine un rol pe scenă. Și am zis dacă au chef oamenii și vor să îmi facă vreun cadou, ăsta e cel mai potrivit cadou, să doneze pentru copiii ăștia. Foarte frumos. Exact, cum spuneam, te pregătești de niște roluri, nu? Am zis bine. Am noroc. Ia anul ăsta am avut noroc. Ne place când găsim oameni cu noroc aici. Din păcate nu prea pot să vorbesc despre filmele în care voi juca eu, dar sunt două filme anul ăsta, două lungmetraje. Unul o să-l încep la Andrei Tănase, regizorul, o să încep să-l filmez, cred că prin vară. Următorul e toamnă-iarnă și dacă am noroc, dacă ne merge bine, mai facem un film anul ăsta. Dar ce iese sigur anul ăsta este filmul lui Octavian Strunilă. N-am jucat în el. E finu nașul, cum e acolo? E finu. Finu. E finu, da, uite, vezi că n-are importanță că tot nu mi-a dat rol. Da. N-am prins niciun rol acolo. Dar am făcut making-of-ul filmului și este mai mult decât un making-of. A fost ca un fel de documentare, am stat cu actorii. Actorii sunt senzaționali, Leonid Doni, Dumitra, Grămoșteanu, Ada Galeș, Gabi Răuță. Stai că sunt puțin, Conovaru, Alexandru Conovaru Anca și cu, Dumitra, nu? Am zis de Dumitra, da. Și cu Adrian Ștefan. Gata. Mm-hmm. Perfectis Conosciuti, adică complet necunoscuți în remake, română. Nu? E un remake după Perfectis Conosciuti al lui Paolo Genovese. Filmul a intrat în cartea recordurilor ca fiind cu cele mai multe remake-uri ever. Și a ieșit extraordinar, a ieșit senzațional, echipa a fost... ceva... E un film despre cât de înstrăinați am ajuns să fim în ziua de azi, nu? Exact. Cu telefoanele mobile, exact, toată ziua. Da. Toată lumea își pune telefonul pe masă, începe ca un joc și se termină dezastruos pentru toată lumea. Da. Dar această cutie neagră, acest Black Mirror pe care îl ținem non-stop la noi, a ajuns să ne controleze atât de tare viețile încât nu mai avem curaj să le punem pe masă. Nu e cazul meu. Ia, dăm un pic telefonul. Ia, tati. Fii atent, deschide telefonul. Da. Și ieși din fotografii, din mesaje și facem un felul următor. Băi, stai puțin. Ai zis că telefonul nu-ți controlează viața. Vreau să văd timpul cât ai stat pe telefon azi. 5 ore și 20 de minute.
astăzi. Păi da, mă, dar numai cu... De aici am vorbit o grămadă. Pentru tine, ca să vin la emisiune. Deci, dar nu se din... 5 ore, stai. De, nu, de stai, ieri, uite, se pun 5 ore. 3 ore și 13 Aha. minute, pentru că alea erau de ieri? Da, vezi? Nu, dar deci ai stat aproape... Sunt tras de la 7. Deci, deci ai stat... 3 ore nu e... Nu de e la 7 până la 16 câte ore sunt? Nu 9 ore. Da. Și ai stat 9 ore, 3 ore, aproape 3 ore jumate ai stat pe telefon. Da, pe și ce? Dar numai pe GPS, cât am venit din Otopeni până aici s-au pus 2 ore jumate. Nu știai pe unde să ajungi, nu? Vreau să văd cât ai stat ieri ca să fie ceva. Uite, vezi ce medie bună am, 3 ore și 14 minute. Nu mă, dar ieri, uite, e, uite, 6 ore și 3 minute. Dar ieri am mers mult cu mașina. 6, nu? 6 ore și 3 minute. Da, mă, chiar deci, stau cu GPS-ul pornit în mașină de fiecare dată. Nu, ajuceam ușor și la filmul tău. Adică ușor, o treime din viață, practic, ne pierdem pe aceste, da, cutii negre. Din păcate, da, da. Se lucrează, mai ales acum în pandemie. Chiar am lucrat foarte mult de pe telefon. N-am ce să fac, da. Așa s-a nimerit. Dacă nu mai facem teatru, nu mai facem... Nu știu cum să stau, că mă încurcă masa asta. Stai, nicio problemă. Dă-o mai încolo puțin, așa, da. Ai picioarele lungi, adică e ok. Sunt și înaltare. Dar vreau să spunem oamenilor și despre proiectul tău online. Mai am un proiect, am gândit o chestie acum, nu știu cum o să-mi iasă, dar am în cap chestia asta. Nu știu cum să fac un brief să fie scurt. Totul pleacă de la nevoia de spirit civic. Noi astăzi mai avem spirit civic și o vezi în o grămadă de situații. Cade un om pe stradă, îi se face rău, nimeni nu se bagă, mai degrabă filmează. Dacă cineva vezi o situație, agresiune, hărțuire pe stradă, mai ales în cazul femeilor, nimeni nu se bagă. Și atunci, dar tot așa cum ai zis tu, filmează. Că... Da, mai degrabă filmăm decât să ne implicăm în ceva, știi? Și atunci am zis să construiesc, să fac o psihologie, pe principiul psihologiei inverse, da? Lupul... imoralist. Și o să iau tot felul de situații, dar cu lupul care este, e cocalar, e gherțoi, e nesimțit și zice să faci exact invers. Numai că oamenii cărora le zice să facă treaba asta, întâmplător chiar sunt oameni ok care fac ce trebuie. Nu parchează pe locul pentru persoane cu handicap. Nu aruncă gunoiul din mașină. Ultima oară cu fiii mei eram în mașină și nu m-am putut abține când am văzut în fața mea cum a zburat așa ceașca de paharul de cafea, a ieșit din mine și m-a întrebat Zora, dar de ce te-ai enervat, tate? Și zic, păi uite ăla din față cum a aruncat paharul cu... A, zice, da, nu se poate așa ceva. Ăla nu protejează natura. Deci dacă nu transmitem mai departe și nu iese din noi spiritul civic, n-o să existe puterea exemplului, nu o să iasă nici la alții. Și atunci am zis să fac chestia asta cu tot felul de situații banale de altfel, dar cumulate... spune mult despre noi și despre societatea în care trăim. Când iese spiritul civic, la fel eram, cineva a scuturat paharul de cafea în care avea țigări, l-a scuturat pe geam. A, frumos, și deci l-a aruncat în mașină țigările, da, dar după aia l-a aruncat pe geam. Exact, și m-am dus cu mașina și am ajuns la semafor lângă el, așa, paralel, și am deschis geamul și am zis, de ce le arunci, deci faci? Ce faci, mă, măruță, mă? Ia, mă, da. Ne spui noi exact. Eu am trăit altfel la cinema, când se mergea la cinema pe vremuri. Mamă, ce vremuri, ce vremuri. La un film de desene animate, deci pentru copii, în spatele meu era un domn de vârsta mea. Tot popcornul ăla pe... Da, bă, băiete, dacă n-a scos toate sunetele din lume, de la răgâit, la oftat, la peste, la tot. Și m-am gândit, ce fac, mă enervez cu copiii la desene animate, am nebunit. Zic, lasă, se termine și zic la final. Era zis spatele la... tău, da. Și la final m-am ridicat și am zis, bă, frate, nu se face așa ceva. Ai venit cu copilul, nu e ok, chiar dacă ești la un film de desene animate. Respectă. Știi ce a zis? Hai, mă, vezi tu pe mine? Nu, hai așa. Ia, uite, de la tine chiar nu mă așteptam. Așa, jur, nu, așa a zis, de la tine chiar nu mă așteptam. Și ce ai mai zis? Nimic, m-a blocat, efectiv m-a blocat. N-ai ce să mai zici, dar... Cam asta este. Am pățit și eu cu mașina când m-am dus eu prin oraș și l-am urmărit și la semafor ne-am oprit. Ce faci, mă, măruță, mă? Da. Băi, ai aruncat alea. Da, mă, la nevezi tu să... Știi? Chiar rămâi interzis. Și cam asta este intenția online. Mea, proiectul online. Abia așteptăm când îi dai drumul să anunțăm și noi să povestim. Sper doar să am rezultate cu el, asta e tot. Perfect. Să știi că ne bucurăm că ai trecut pe la noi. Și eu mă bucur. Mă bucur că ai o familie foarte frumoasă și că ați trecut și peste COVID împreună, tot în familie. Da, cam greuț a fost, dar... A fost, la cine a fost mai greu? Și cu la Cătălina. La Cătălina. Și la mine la Andra a fost mai greu. Eu am avut 2 zile mai greu, dar tu stai,
Tu câți bani ai luat ca să spui că... Vedeți că suntem încă în direct. Da, știu, eu am zis, eu zic ce, eu am luat nimic, am zis pro bono fac treaba. Eu am fost frere. Glumesc, da. Nu, dar ai primit și tu mesaje de genul ăsta, nu? Nu, pentru că n-am zis nimănui. Am. Chiar n-am zis nimănui și după am plecat imediat în vacanță, n-am simțit nevoia pentru să părtășesc cu nimeni. Pentru că nici nu-ți mai venea să zici, aveți grijă, protejați-vă că există boala, pentru că te gândeai că oamenii pot să întoarcă chestia asta. Dar am o grămadă de prieteni care au fost acuzați de treaba asta, nici nu mai are importanță. Exact. Atâta timp cât universul meu, oamenii din jurul meu, noi ne protejăm, avem grijă unul de altul, de acum... Eu am zis, am tot zis, mi-am luat și înjurături, am carne multă în frigider, nu mai zic. Aia e, fiecare pe barba lui acum. Dar Cătălina, da, într-adevăr, a trecut mai greu peste chestia asta. Eu am avut doar două zile foarte, foarte grele. Copiii n-au avut nimic. Copiii absolut nimic, dar nici eu n-am avut simptome, doar că am avut o durere de cap. Te durea capul ca și cum îți dea unul cu o bucă de baseball în cap? Nu, n-am trăit în viața mea așa ceva. Când plimbai ochii în cap așa, simțeai? Nici n-am apucat și după ce m-am trezit, corpul meu și-a dat shutdown și am dormit 20 de ore. Neîntrerupt. Da. Da. Bine că suntem bine, Paule. Da. Te așteptăm pe la noi și cu aplicația și cu filmele. Îți mulțumesc foarte mult. Mulțumim mult de tot și... Să nu fie frică, pe aia în genii ținem... Așa, nu că uite, că plec cu frică, mă uit așa. Mulțumim mult de tot, Pauli Pate! Și eu vă mulțumesc, mulțumim mult de tot!